menționez că folosim o tehnologie care a fost pusă în funcțiune în anii 50-60. Tehnologie care n-a mai suferit aproape nicio schimbare în timp. Deci randamentele sunt scăzute mult sub randamentele teoretice, chiar poate 25-50% mai funcționează din capacitate. Angajații filialei Roșia Min încă își mai continuă activitatea în sistemul care îl avem. Deci producție și subvenție de la stat. Se preconizează că până în 2007 aceste subvenții să dispară în totalitate, iar unitățile să funcționeze pe propriile lor forțe. Avem o șansă, o mare șansă, de fapt e mult mediatizată, șansa companiei canadiene Gold Corporation. E aici în zona Roșia Montană de circa 5 ani, e destul de avansată în lucrări și sunt încheiate unele protocoale prin care se preconizează că vom fuziona cu dânsii. Oamenii de aici din Apuseni, din Roșia Montană, nu se pot identifica cu păstori sau cu tăietori de lemne. Ei au fost și vor să rămână în continuare mineri, pentru asta s-au și pregătit. Și atunci, proiectul nostru vine să le dea o nouă speranță, o relansare în viață, în meseria pe care și-au ales-o. A beautiful day in Roșia Montană. Over here we have the top of Roșia Montană village. Behind me is the village which goes down the whole way to the river. The new mine is going to impact four areas. One directly behind us, one over here, and two you can see from here. One at the old workings in the distance here, a very small pit. And number two, a bigger pit over here. People impacted from here. We're building a new village down here, working with the people, working with the community. Deci aceasta este Roșia Montană. Roșia Montană, unde pentru prima oară am văzut lumina zilei. Această companie care a venit la Roșia Montană spune că vom pleca din Roșia Montană și se va face exploatarea. Eu sunt ferm convins că această exploatare nu se va face niciodată. Dacă facem o analiză a proiectului lor, vedem că 80% din această investiție este investiție străină, este a lui Gabriel Resurs și statul român are 19,3%, restul de 0,7%, mai sunt trei firme particulare mai mici din România care au. Pe perioada de exploatare de 17 ani, estimăm că statul român va obține venituri de peste 560 de milioane de dolari. Acest proiect nu este un proiect de interes național, nu răspunde unor obiective pe care economia românească le are în zonă și obiectivele care sunt în această zonă vizează ridicarea întregii zone la standardele europene și în acest sens fondurile Uniunii Europene trebuie să fie accesate, iar existența acestei investiții nu va permite valorificarea acestor fonduri. Uniunea Europeană este dispusă pentru euroregiunea Munții Apuseni să facă investiții de câteva miliarde de dolari pentru a ridica economic această zonă. We are going to destroy the residual cyanide from a very proven process which contains sulfur dioxide and air. In here, you end up with one part per million. That's, if you imagine this whole room full of tiny little drops, full of rooms, you'd have to look for one drop. That one drop would be your cyanide. So it's one drop for every million drops of water. There's as much cyanide when you smoke, when you drink coffee. Procedeul mare este următorul. Minereul se macină și se tratează cu soluție de cianură. Cianura dizolvă aurul și se prelucrează apoi această soluție pentru reprecipitarea aurului din forma dizolvată. Rezultă de aici niște ape reziduale care conțin și alte metale pentru că cianura dizolvă nu numai aur și care trebuie eliminate.
chiar dacă cu timpul, să spunem, apa s-ar evapora, rămâne niște rezidii solide, acestea prezintă un pericol permanent, este o bombă ecologică și prin faptul că generează ploi acide. Oxigenul din aer oxidează sulfurile, că vor fi și sulfuri acolo depuse, acestea generează acid sulfuric prin oxidare la aer și de aici ploaie acidă și poluarea apelor subterane, apelor freatice. Miliardul care câștigă acum îl va plăti de 5, de 10 ori mai mult după ce investitorul se va retrage de pe această investiție, pentru că va fi obligat să gestioneze acest lac uriaș, să întrețină acest dic, să asigure o anumită siguranță întregii zone, care de fapt e o zonă moartă. De ce? Pentru că la un moment dat s-a greșit. Prin rezistența noastră, care durează aproximativ de 4 ani, am reușit până la ora actuală să stopăm în mare parte derularea acestui proiect. Nu suntem un apendice, să spun, la Gold Corporation, nici de cum. Noi suntem o organizație în care, în primul rând, vrem să apărăm dreptul de proprietate a oamenilor din localitate. Sunt de acord cu investiția, că dacă nu vineau, noi muream de foame și alte locuri nu există în zonă. Deci unul din puncte a statutului este angajarea cu prioritate a oamenilor tineri din localitatea Roșia Montană. Am unde să lucru și dacă n-ar fi ei să vină, n-ar să avea unde lucra. Și atunci au murit de foame. Dorim ca noua localitate, noua Roșia Montană, care e proiectată la Pietrele Albe, să fie o localitate, așa cum mi-au spus conducerea Gabriel Resurs, că o să fie una dintre cele mai frumoase localități din România. What we've tried to do with the resettlement houses is develop the maximum number of choices that people can have. People can choose from several options on exterior paint, interior finishes, interior paint, etc., etc. Roșia Montană este cea mai veche localitate atestată documentar din România. Deci în 6 februarie anul acesta s-au împlinit 1872 de atestare documentare ale calității Roșia Montană. Spuneți dumneavoastră, nu ar fi o crimă să distrugem ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri? Arheologii sunt cei care decid soarta descoperirilor lor în cea mai mare măsură. Respectiv, dânșii fac o cercetare, redactează un raport și pe baza acelui raport autoritățile competente iau decizii vis-a-vis de conservarea sau nu in situ, adică pe loc, a anumitor monumente. În mod normal, săpăturile arheologice ar fi trebuit să fie precedate de cercetări magnetometrice care să determine natura tuturor vestigiilor de sub glie. Or, acest lucru nu s-a făcut. S-au săpat în ultimii 2 ani aproape 3 hectare, dar s-a dat aviz de descărcare arheologică pe circa 1000 de hectare. Galeriile romane au fost găsite celebrele tăblițe cerate care au adus faima Roșiei Montane. Ele cuprind acte de vânzare-cumpărare, acte ale unor colegi. Știm și cât costa vinul și cât costa mielul la banchete, cât costa o sclavă.
statului român, acestei națiuni, nu-i folosește cu nimic distrugerea Roșiei Montane. Eu mă opun și ca arheolog, și ca dedean, și ca român. Aici, lângă Roșia Montană, mai avem exploatarea de la Roșia Poien. Eu, efectiv, am lucrat acolo la Roșia Poien, în acea carieră. A fost afectat satul Geamăna, unde s-a făcut iaz de decantare, care se întinde pe 300 de hectare și care are o capacitate de 100 de milioane de tone. Însă deosebirea între ceea ce este Roșia Poien și ceea ce este aici, pentru că la Roșia Poien nu s-a folosit ceanuri. Însă acolo deja avem un râu gata făcut. De ce trebuie să mai facem încă un râu la nici la un kilometru jumate, sau poate nici la un kilometru, să venim să facem o rană și mai mare în acești munți și să distrugem cea mai veche localitate din România atestată documentar? Zona de la Roșia Poien nu a fost o zonă locuită și acolo au fost strămutate în jur de 70 de case, dar aici sunt 975 de case și peste 2000 de oameni. E satul unde m-am născut, satul unde am crescut și am copilărit. Îl vedeți cum arată, totul e acoperit cu nămol, nu mai e nimic. Tot ce vedeți aici a fost casă lângă casă, grădină, pomărie, totul este acoperit cu apă. Pe toată lumea, eu de aici ne-am chemut că pe noi ne huiduie asta sterilul. Dar eu de oamenii ce-au fost în centru nu m-am gândit la apa aceea, eu nu m-am gândit să vie. Dar au trebuit să fugă sărace ca furnicile. Și pe care încătro s-au dus. Nu mai putem să mai trăim, să mai dormim, să mai mâncăm, să nu mai putem nimic din cauza lor. Curgea apa plină de steril pe lângă casă ca și cum ar curge o apă curgătoare, o vale. Apa de aici, pe dacă bea un animal, nu trebuie să înghită, de două ori moare. A pune pe seama naturii misiunea de a curăța, de a corecta, este riscant. Aș putea să vă dau un exemplu. În Statele Unite, o firmă în Colorado a fost închisă, care exploata o mină de aur la Summit Hill, după 6 ani, din cauza poluării, iar de 8 ani se lucrează acolo pentru curățarea și depoluarea zonei, cheltuindu-se până acum peste 150 de milioane de dolari. Deci sunt procese de foarte lungă durată, și cele de curățare a zonei și cele de depoluare sau de distrugere a agenților poluanți. Cei de la Gold spun că ei nu fac nicio presiune asupra noastră, au adus mari specialiști în diversiune în Roșia Montană ca să pregătească debarcarea noastră din Roșia Montană. Nesiguranța asta, dar nu atât nesiguranța, decât mai mult siguranța că trebuie să plecăm cu forța, pentru că nu e nicio problemă când cineva voluntar pleacă, dar să nu plecăm forțat, pentru că de-aia a fost 89, să nu mai auzim de sistematizare, să nu mai vedem buldozer, să nu mai auzim că apoi mi-l dărâmă casa. Am luptat cât am putut și ghetul bătrân de aceea o sclăbgit așa și s-o năcăjit că o văzut că ne ia cu forța. Și bătrânul nu vreau nici cum că a venit mai călbolunzat, dar a venit fata din jos. Măi, tată, tu ce zici că faci? Ce vrei? Dacă tu te întâmpuri, pe noi ce face cu noi? Ne spânzură, pe tăți vine ăștia de roată. Se practică un șantaj din toamnă mai ales. La 2-3 luni apare cineva de la firmă și pur și simplu ne spune clar în față că dacă nu le cedăm farmacia ca să influențăm și pe alții, deci pur și simplu vom da faliment și așa va fi, dar nu vom mai lua banii de la dânsi. Suntem oameni și pe fiecare, bineînțeles că un ban în plus l-ar stimula la așa ceva, dar mă gândesc peste câțiva ani când voi fi nevoit să dau explicații fetei mele care acum are 4 ani, ce voi spune? Că am șantajat și eu niște oameni în vârstă care n-au fost în stare să-și apere interesele, să trădeze locurile natale și nu vreau să am pe nimeni pe conștiință. Thank you.
Menționez că folosim o tehnologie care a fost pusă în funcțiune în anii 50-60. Tehnologie care n-a mai suferit aproape nicio schimbare în timp. Deci randamentele sunt scăzute mult sub randamentele teoretice, chiar poate 25-50% mai funcționează din capacitate. Angajații filialei Roșia Min încă își mai continuă activitatea în sistemul care îl avem. Deci producție și subvenție de la stat. Se preconizează că până în 2007 aceste subvenții se dispară în totalitate, iar unitățile să funcționeze pe propriile lor forțe. Avem o șansă, o mare șansă, de fapt e mult mediatizată, șansa companiei canadiene Gold Corporation. E aici în zona Roșia Montană de circa 5 ani, e destul de avansată în lucrări și sunt încheiate unele protocoale prin care se preconizează că vom fuziona cu dânsii. Oamenii de aici din Apuseni, din Roșia Montană, nu se pot identifica cu păstori sau cu tăietori de lemne. Ei au fost și vor să rămână în continuare mineri, pentru asta s-au și pregătit. Și atunci, proiectul nostru vine să le dea o nouă speranță, o relansare în viață, în meseria pe care și-au ales-o. A beautiful day in Roșia Montană. Over here we have the top of Roșia Montană village. Behind me is the village which goes down the whole way to the river. Roșia Montană este cea mai veche localitate atestată documentar din România. Deci în 6 februarie anul acesta s-au împlinit 1872 de atestare documentare ale calității Roșia Montană. Spuneți dumneavoastră, nu ar fi o crimă să distrugem ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri? Arheologii sunt cei care decid soarta descoperirilor lor în cea mai mare măsură. Respectiv, dânsii fac o cercetare, redactează un raport și pe baza acelui raport autoritățile competente iau decizii vis-a-vis de conservarea sau nu in situ, adică pe loc, a anumitor monumente. În mod normal, săpăturile arheologice ar fi trebuit să fie precedate de cercetări magnetometrice care să determine natura tuturor vestigiilor de sub glie. Or, acest lucru nu s-a făcut. S-au săpat în ultimii 2 ani aproape 3 hectare, dar s-a dat aviz de descărcare arheologică pe circa 1000 de hectare. Galeriile romane au fost găsite celebrele tăblițe cerate care au adus faima Roșiei Montane. Ele cuprind acte de vânzare-cumpărare, acte ale unor colegi, știm și cât costa vinul și cât costa mielul la banchete, cât costa o sclavă. Statul român acestei națiuni nu-i folosește cu nimic distrugerea Roșiei Montane. Eu mă opun și ca arheolog, și ca dedean, și ca român. Aici, lângă Roșia Montană, mai avem exploatarea de la Roșia Poien. Eu, efectiv, am lucrat acolo la Roșia Poien, în acea carieră. A fost afectat satul Geamăna, unde s-a făcut iazul de decantare, care se întinde pe 300 de hectare și care are o capacitate de 100 de milioane de tone. Însă deosebirea între ceea ce este Roșia Poien și ceea ce este aici, pentru că la Roșia Poien nu s-a folosit ceanuri. Însă acolo deja avem un râu gata făcut. De ce trebuie să mai facem încă un râu la nici la 1,5 km, sau poate nici la 1 km, să venim să facem o rană și mai mare?
menționez că folosim o tehnologie care a fost pusă în funcțiune în anii 50-60. Tehnologie care n-a mai suferit aproape nicio schimbare în timp. Deci randamentele sunt scăzute mult sub randamentele teoretice, chiar poate 25-50% mai funcționează din capacitate. Angajații filialei Roșia Min încă își mai continuă activitatea în sistemul care îl avem. Deci producție și subvenție de la stat. Se preconizează că până în 2007 aceste subvenții se dispară în totalitate, iar unitățile să funcționeze pe propriile lor forțe. Avem o șansă, o mare șansă, de fapt e mult mediatizată, șansa companiei canadiene Gold Corporation. E aici în zona Roșia Montană de circa 5 ani. E destul de... There's as much cyanide when you smoke, when you drink coffee. Procedeul mare este următorul. Minereul se macină și se tratează cu soluție de cianură. Cianura dizolvă aurul și se prelucrează apoi această soluție pentru reprecipitarea aurului din forma dizolvată. Rezultă de aici niște ape reziduale care conțin și alte metale, pentru că cianura dizolvă nu numai aur, și care trebuie eliminate. Chiar dacă cu timpul, să spunem, apa s-ar evapora, rămâne niște rezidii solide, acestea prezintă un pericol permanent, este o bombă ecologică și prin faptul că generează ploi acide. Oxigenul din aer oxidează sulfurile, că vor fi și sulfuri acolo depuse. Acestea generează acid sulfuric prin oxidare la aer și de aici ploaia acidă și poluarea apelor subterane, apelor freatice. Miliardul care câștigă acum îl va plăti de 5, de 10 ori mai mult după ce investitorul se va retrage de pe această investiție, pentru că va fi obligat să gestioneze acest lac uriaș, să întrețină acest dic, să asigure o anumită siguranță întregii zone, care de fapt e o zonă moartă. De ce? Pentru că la un moment dat s-a greșit. Prin rezistența noastră, care durează aproximativ de 4 ani, am reușit până la ora actuală să stopăm în mare parte derularea acestui proiect. Nu suntem un apendice, să spun, a Gold Corporation, nici de cum. Noi suntem organizația în care, în primul rând, vrem să apărăm dreptul de proprietate a oamenilor din localitate. Sunt de acord cu investiția, că dacă nu vineau, noi muream de foame și alte locuri nu există în zonă. Deci unul din puncte a statutului este angajarea cu prioritate a oamenilor tineri din localitatea Roșia Montană. Am unde să lucru și dacă n-ar fi ei să vină, n-ar să avea unde lucra. Și atunci au murit de foame. Dorim ca noua localitate, noua Roșia Montană, care e proiectată la Pietrele Albe, să fie o localitate, așa cum mi-au spus conducerea Gabriel Resurs,